Fraților și părinților, Sfânta Biserică ne aduce astăzi înainte, nu o duminică oarecare, sau să zicem o duminică obișnuită, că nu e vorba de una oarecare, nu o duminică dintre aceea în care să fac apel la rațiunea noastră pentru a îmbrățișa învățăturile, pildele, înfricoșările Domnului nostru Iisus Hristos, că e vorba și de înfricoșări, atunci când ne aduce aminte despre judecată și despre osânda cea veșnică, ci ne pune înainte lucru care ne diferențiază pe noi creștinii de toată suflarea care a trăit, trăiește și va trăi vreodată pe pământ. Și acela este Sfânta Cruce. Deci, avem un Mântuitor care s-a răstignit. Spre diferență de toți cei care vreodată au întemeiat vreo credință sau s-au făcut purtătorii de mesaj al acelei credințe, Domnul nostru Iisus Hristos s-a jertfit pe sine până la moarte și încă moarte de cruce, adică una de batjocură. Nu era moarte mai de batjocură în Imperiul Roman, din vremea în care a venit Mântuitorul, decât moartea pe cruce. Nu era ceva mai oribil, cum este astăzi ștreangul, de exemplu, între pedepsele capitale, decât moartea pe cruce. Pe aceasta și-a asumat-o Mântuitorul. Și cu acest semn al Sfintei Cruci și cu această putere a Sfintei Cruci a biruit porțile iadului. Le-a zdrobit odată pentru totdeauna și sufletele care erau încuiate acolo și așteptau izbăvirea, au putut să o dobândească. Deci Sfânta Cruce ne opune Sfânta Biserică înainte mai mult decât pe orice altceva dintre praznicile împărătești. Gândiți-vă, urmează 14 septembrie și această duminică dinaintea Sfintei Cruci este o duminică închinată Sfintei Cruci. Urmează, după închinarea Sfintei Cruci, urmează altă duminică, tot a Sfintei Cruci. La fel, în postul mare, în mijlocul postului mare, cum zic Sfinții Părinți, ca un catarg al unei corăbii, este Sfânta Cruce. La începutul postului Adormirii Maicii Domnului este iarăși închinarea Sfintei Cruci. Toate lucrurile acestea ne dau un singur mesaj. Treziți-vă! Fiți ai Lui Hristos! Că asta este marea, marea problemă a creștinismului din ultimele 200 de ani. Faptul că cineva a stat, a copt și a răscopt împreună cu puterile Întunericului, cum să facă să-i prindă pe creștini să nu mai fie creștini? Și care este puterea aceea care îi face pe creștini să fie înfricoșați diavolul? Puterea Sfintei Cruci. Asta s-au străduit dușmanii bisericii și, din păcate, în mare parte au și reușit să facă. Să găsească o soluție astfel încât creștinilor să nu le mai pese de Sfânta Cruce. Și vedem aceasta în ziua de astăzi. Câți dintre, nu zic, dintre cei de față, că poate sunteți, dacă sunteți aici și ați făcut acest efort să veniți la această mănăstire, poate aveți atâta frică și atâta curaj și atâta îndrăzneală că atunci când treceți prin fața unei biserici să vă faceți Sfânta Cruce. Dar câți dintre cei botezați în numele Lui Hristos își fac Sfânta Cruce când trec pe lângă o biserică sau pe lângă o troiță? Asta este o întrebare la care fiecare dintre noi trebuie să ne răspundem. Dacă este vreodată vreun moment în viață în care, văzând și înțelegând și pricepând că lângă noi este Sfânta Cruce sau este o Sfântă Biserică și nu ne facem, când trecem pe acolo, nu ne facem cruce, atunci problema e la noi. Și e o problemă foarte gravă. Pentru că nu este alt semn mai mare și mai puternic în toată omenirea și în toată istoria omenirii decât Sfânta Cruce. Pentru că de El se tem și se cutremură toți diavolul. Toată puterea Întunericului, Satana, Lucifer, cu toate cetele sale, cu toate milioanele și miliardele de îngeri căzuți, toți aceștia se tem de Sfânta Cruce. Nu rabă. Unde a apărut o Sfântă Cruce, dispar, fug. De aceea, ori de câte ori înțelegem că suntem ispitiți de vrăsmașul diavol, se cuvine să ne însemnăm cu puterea Sfintei Cruce.
Și am mai spus lucrul acesta. Să învățăm să facem drept Sfânta Cruce. Adică, la frunte, aici la coșul pieptului și de la un număr la altul. Că mulți se fac așa, într-o parte, cum zicea Părintele Cleopa, parcă ar cânta din copză. Nu, fraților. Deci să o facem drept, pentru că de acest semn se tem și se înfricoșează diavolul. Nu este un ritual. Nu este un semn de bună cinstire, cum ar fi în lumea modernă, nu-i așa, bărbații să sărute mâna unei femei pe care o cinstesc și o respect, se întâlnesc cu ea sau eu știu, intră la ea în casă, sau cum se îmbrățișează oamenii când se văd. Nu. Nu este o chestiune de ritual. Este o chestiune de viață și de moarte. Pentru că în clipa în care ne-am făcut cruce, mărturisim că suntem ai lui Hristos, în clipa în care ne-am făcut cruce, diavolul a fugit de la noi. A dispărut. Și avem câteva clipe, secunde, eu știu, poate minute, dacă am făcut-o cu credință, în care putem să fim cu totul ai lui Dumnezeu. Și toată judecata, și toată decizia, și toată părerea, și toată cugetarea, și toată înțelepciunea, și toată imaginația, și toată simțirea să fie ale lui Hristos. Atâta putere are Sfânta Cruce, făcută în numele lui Hristos și asumată. Deci aici este marea problemă în care ne zbat. Și am auzit în duminica de astăzi apostolul care s-a citit. Un text scris de Sfântul Apostol Pavel către galateni, la sfârșitul epistolei sale, le scrie acestor galateni pe care la un moment dat îi numește o galateni fără de minte, pentru că după ce le-a spus ce au de făcut, ei s-au dus la tot felul de năzbâtii. Au ieșit de sub ascultarea sa, cum s-ar zice, în anumite chestiuni. Și aici, ca să le moaie inimile, le zice așa. După ce le-a trimis toată epistola în care lămurește problemele și le dă soluțiile la toate necazurile lor, le spune așa, omenește, din suflet, din inimă, vedeți cu ce fel de litere v-am scris. Că scrisul lui Sfântului Apostol Pavel era atât de prețios ca și cum ar fi scris însuși Hristos. Gândiți-vă, câți dintre noi, cei de aici, nu ne-am bucurat și n-am dat orice să avem o hârtiuță de la Părintele Iustin. Măcar că nu ne privește pe noi. Pomenic, expirat, orice. Cu atât mai mult de la Sfântul Apostol Pavel, atâta putere și atâta dragoste era în creștin, ori de câte ori era vorba de ceva scris de el. De aceea le spune, vedeți cu ce fel de litere am scris vouă cu mâna mea. Și după ce le moaie inimile, continuă. Și ajunge la problema care îi măcina atunci comunitățile creștine, ale celor care veniseră de curând la Hristos. Câți vor să se fălească în trup, aceia vă silesc pe voi să vă tăiați împrejur, numai ca să nu pădimească prigonire despre crucea lui Hristos. Pentru că asta era chestiunea, creștinismul devenise deja ilegal și singura devenise această chestiune, această opțiune prinsese putere printre creștini, că dacă se vor tăia împrejur și vor ține puțin și din legea veche, vor putea să spună, dar știi ceva? De fapt, noi nu suntem creștini, noi suntem iudei. Că suntem tăiați împrejur. Era semnul cu care ei, nu-i așa, se legitimau în fața autorităților și scăpau de persecuție. Dar ce le spune Sfântul Pavel? Că cei care vă îndeamnă să faceți lucrul acesta vor să se fălească. Cum zice în altă parte, să se laude ei cu trupurile voastre. Pentru că și le dă câteva argumente zdrobitoare. Nici măcar singuri cei ce se taie împrejur nu păzesc legea. Ci voiesc să vă tăiați voi împrejur ca să se laude în trupul vostru. Aceasta era problema. Că nu mai era nimeni care să păzească legea, am mai spus și în alt rând, dintre iudei, în mijlocul cărora a venit Mântuitorul Hristos, erau foarte puțini păzitori ai legii. Cei mai mulți își făcuseră noi legi. Scriseseră noi scripturi. Și s-a descoperit acum câteva decenii la Marea Moartă, dacă ați auzit de manuscrisele la Marea Moartă, de la Qumran de acolo, o mare bibliotecă a celor esenieni. Era o nebunie. Dintre toate câte s-au găsit acolo, texte așa scripturistice, doar unele erau ale Sfintei Scripturi, iar celelalte erau inventate de,
de iudei care trăiau în vremea aceea. Și e o mare nenorocire. Ca și astăzi. Vedeți? Ni s-a dat noul așezământ, noua lege, noul testament pe care să-l cunoaștem și să-l împlinim. Prin aceasta să ne dovedim pe noi înșine că suntem creștini. Dar dacă noi nu o respectăm, atunci biserica a spus, bazat pe aceste cuvinte ale Sfinților Apostoli, hai să mai dăm un set de legi pe care toată lumea să-l respecte și să trăiască spre mântuire. Și aici au venit canoanele biserici. Da? Pentru asta s-au ținut sinoade. Pentru asta Sfinții Părinți, cum e Sfântul Vasile cel Mare, au scris aceste canoane. Mai mult, foarte mulți, cei mai mulți dintre părinți, au propovăduit cu vreme și fără de vreme, învățându-i pe creștini ce se cuvine să facă, astfel încât să se mântuiască. Putem socoti, cum au și spus Sfântul Nicodima Ghioritu, că orice cuvânt al Sfinților Părinți are putere canonică, adică de lege. Așa, putem socoti că tot ce ne-a rămas de la Părintele Iustin, cu titlul de învățătură, este canon. Este de ascultat, este de respectat, este deținut în vremea aceasta. Deci să nu credem că Sfintele Canoane s-au dat acum 1000 de ani. Nu, nu. Sfintele Canoane s-au tot dat și s-au tot adăugat pentru toate problemele și toate necazurile pe care le are obștea creștinească până aproape de vremea noastră, iar prin gura Sfinților Părinți, prin a Părintelui Cleopa, a Părintelui Sina, a Părintelui Arsenie Papacioc și a celorlalți mari duhovnici, prin gura acestora, tot ce Dumnezeu a grăit prin gura lor, are putere de canon, de lege. Deci, ca să respectăm legea și să fim și noi asemenea ucenicilor Sfinților Apostoli, se cuvine să împlinim câte ne-au lăsat ei de la Mântuitorul până astăzi. Și Sfântul Pavel vine și dă și motivul, rațiunea pentru care spune lucrul acesta. Iar mie să nu-mi fie amălăudat fără numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care mie lumea s-a răstignit și eu lumii. Deci nu avem altă laudă. Chiar că nu avem. Cu ce suntem noi creștinii mai deosebiți de oricine altcineva? Pentru că, uite, nu-i așa și musulmanii postesc în Ramadan. Și evreii care mai vor să țină ale lor, mai au două zile de post pe săptămână, pe care și creștinii ar trebui să le știe care sunt, ale noastre, și să le țină. Poate și budiștii fac tot felul de nevoințe, meditații, stau în tot felul de poziții din astea, că stă mintea în loc. Cum pot ei să stea într-un picior să se gândească la Buddha? Deci, toți au câte o formă de asceză, prin care nu-i așa, se pot lăuda, uite, noi suntem credincioși. Dar ce nu au ei și ce ne diferențiază pe noi de ei, este Sfânta Cruce. Și sigur că înțelegem prin Sfânta Cruce și aceste două fapte bune, uriașe, care ne fac pe noi să ne diferențiem de tot restul lumii. Unu, pocăința și a doua, smerenie. Acestea nu se găsesc în afara creștinismului. Este oarecare părere de rău, dar cine știe pentru ce? Că găsești părere de rău la cineva care ți-a făcut rău și nu este creștin, dar e așa o părere de rău că nu ți-a făcut mai mult rău. Și smerenie. Vai de noi, dacă va căuta cineva smerenie în afara Bisericii Ortodoxe. Că sunt mulți care, dacă au văzut vreo slujbă mai scurtă pe la cine știe ce sectant sau pe la catolici, spun, uite, vezi, slujbele lor sunt mai scurte, ei sunt mai smeriți. Nu, fraților. Acesta nu este semn de smerenie. Este semn de depărtare de la Dumnezeu. De neînțelegere a ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că Dumnezeu, și cu adevărat, Dumnezeu nu vrea atât lungimea slujbelor, cât vrea dragostea noastră. Zice, fiule, dă-mi inima ta. Păi ia să vedem. Unde este inima noastră dacă cineva se duce, cum fac mulți dintre românii plecați din afară, se duc la slujbele romano-catolicilor. Și spune, am fost duminică la biserică. Unde este inima ta dacă tu ai stat 12 minute la o misă într-o duminică la catolici? Unde este inima ta acolo? Că n-ai înțeles nimic. Doar cât ai dumirit puțin că acolo se întâmplă ceva și ai plecat acasă. Ca să se liniștească Duhul și inima noastră,
e nevoie de un timp, e nevoie de răbdare. Cum spunea Părintele Iustin, ai nevoie de timp pentru a te regăsi pe tine și a te ruga și a medita și a înțelege poruncile Domnului și a putea să deschizi urechile sufletului tău către voia lui Dumnezeu din clipa, din și momentul acela. Pentru că altfel, dacă nu ne regăsim pe noi înșine, cine să ne spună despre noi înșine? Că dacă vine cineva și spune, vezi că ți-ai luat șosetele pe dos, poate ne sesizăm. Dar alte lucruri, vezi că ești cam mândru sau vezi că ești cam exagerat, asta nu le prime. Pentru că nu ni se pare, nu-i așa, cum? Ți-ai dat în mine? Cum ziceau comuniștii? Dai în mine, dai în fabrici și uzine. Deci asta este o problemă a mândriei. Și atunci, ca să poți să scapi de această mândrie, ai nevoie de un timp de regăsire de sine, pe care fiecare trebuie să și-l facă în fiecare zi. De aceea, biserica rânduiește rugăciune dimineață, rugăciune de seară, obligatorie pentru toată suflarea. Să fie omul singur cu sine, măcar câteva clipe, câteva minute, un sfert de oră, dacă s-ar putea, o jumătate de ceas, și să înțeleagă ce îi se petrece în clipa aceea și ce trebuie să facă pentru a se mântui. Și aici vine un cuvânt pe care nu foarte multă lume îl înțelege. Zice Sfântul Pavel, prin mie lumea mi s-a răstignit și eu lumii. Ce vrea să spun? Și avem, iată, tâlcuirile Sfinților Părinți. Că aici, zic ei, lume numește toate ale lumii. Adică slava, bogăția, desfătările, îndulcirile, fricile și cele asemenea. Deci zice, dinspre mine, dinspre partea mea, acestea au murit și îmi sunt nelucrătoare. Iar eu m-am făcut dinspre ele mort și nelucrător al lor. Fiindcă omorârea s-a făcut de două feluri. Nici acelea nu au putere să mă mai atragă spre dragostea lor, fiindcă mi-au murit. Nici eu nu mai am putere a le pofti, fiindcă sunt mort dinspre ele. E ca și cum, vedeți, oameni buni, suntem maturi, nu mai suntem copii. Și spune Sfântul Pavel aici, dacă am crescut și dacă sunt matur și dacă sunt responsabil, atunci nu mai are sens să mă joc leafa sau ce știu eu, ce jocuri să mai joacă copiii. Aceasta este, nu este al oamenilor maturi. Ei, cam cum nu are un om în toată firea chef să joace leafa sau să danseze, să țopăie, cam așa și Sfântul Pavel dinspre cele ale lumii. Și se dă pe sine exemplu, așa cum Părintele Iustin ne dădea nouă exemplu. Postiți cu mine, rugați-vă împreună cu mine, veniți la slujbe împreună cu mine. Răbdați, suferiți, primiți pe oamenii care vă caută, deschideți-vă inimile Domnului și sufletelor acestora, ca Dumnezeu să poată să lucreze prin voi. Deci, continuă Sfântul Pavel și zice, întru Hristos Iisus, nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Stai puțin. Deci, despre ce vorbim aici? Vorbim despre creștinism. Ce este creștinul? Este făptură nouă. În clipa în care creștinul este spovedit, și, adică curat sufletește și mai ales împărtășit cu Sfintele Taine ale Hristos, nu mai este om. Nu mai este din lumea aceasta. El s-a împărtășit de ceruri, de împărăția cea veșnică. Acesta este creștinul. Este făptură nouă. Este purtător de Hristos. Și zice așa, câți vor umbla după canonul acesta, pace peste ei și milă peste Israelul lui Dumnezeu. Despre ce Israel vorbim? Despre cei tăiați împrejur? Nu. Despre Biserica Ortodoxă. Iar mai mult, nimeni să nu facă supărare mie, că eu port rănile Domnului Iisus pe trupul meu. Adică spune, dacă vreți să fiți ai lui Hristos și dacă vreți să vă judecați cu mine, uitați-vă la mine. Tot ceea ce vă spun, am pătimit în trupul meu. La fel cum cei care au trecut prin închisorile comuniste încă poartă rănile și handicapurile acelor perioade. Părintele Iustin a ieșit din închisoare puțin adus de spate, cu coloana puțin strâmbă. Și dacă l-am avut în mijlocul nostru drept și falnic și frumos, aceasta se datorează unei minuni a Sfinților Părinți Ioachim și Ana, pe care astăzi îi prăznuim,
care la mănăstirea Bistrița în anii 80, când Părintele Iustin citea acatistul în fața icoanei Sfintei Ana de acolo, l-au îndreptat de spinare. Și până la moarte a trăit drept și frumos falnic între noi. Dar asta este o minune. Și de aceea a pus această rânduială în mănăstirea noastră ca în fiecare vineri să se citească împreună cu acatistul Sfintei Cruci, dimineața înainte de liturghie, să se citească și acatistul Sfinților Părinților Achim și Ana. Și încheie tot ca un părinte, precum v-am spus, cu o binecuvântare, zice. Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu Duhul vostru, fraților. Amin.